G2A. Cumpără jocuri la reducere pe tot parcursul anului. Mai multe detalii în descriere. Bună dimineața, România! Bună dimineața, București! Și bine v-am regăsit, dragii mei, la un nou episod din City Skylines. Am făcut data trecută un metrou. Ia stai că n-am observat cât de strâmb e metrou ăsta aici. Oh, Jesus, Doamne, Dumnezeule, cine țipă, mă, halul ăsta? Dați-i, mă, să se ducă mai departe. Vai de mine. De ce așteptați, mă, aici, mă? Cine vă ține pe voi, mă, să așteptați acolo, mă? E vreun stop ceva și nu văd eu? Bă, băieți, bă, bă, dați-o, bă, în pana mea de treabă. Ia uite, bă. Go, go, go. Mi s-a părut mie, s-a văzut o trecere de pietoni. Aici. A trecut cineva pe trecerea asta? De acord să treacă mai... A, se opresc în... Ai să-mi trag palme. Păi și... Ia, fii atent, întrebare. Aici. Dacă zic așa, oamenii ăștia au voie să se ducă și pe linia asta acolo? Sunt curios. Că se opresc ca proștii când... Uite, uite, uite. What? Mă rog, bun, dragilor. Astăzi, na, și uite că am eliberat aici. Bineînțeles că am eliberat, că așa se întâmplă. Astăzi, ce vrem să facem? Să ajungem la 15.000 ca de obicei. Dar asta e problema. Problema este aici. Trebuie să scăpăm de mațul ăsta care este el, iaute. Intestinul ăsta subțire, mama lui de intestin subțire. Dă-i să vadă populațiunea în ce hal am ajuns, unde am ajuns. A, știi ce cred că putem să facem? Ia. Țineți minte că ea suntem la 144, da? Caca, nu e. Pe acolo așa? Cam așa, a? Putem să-i tragem... Ia, stai, dă-te mai în sus un pic. Mai, așa. Să-i tragem aici frumos în poză, știi? Să se vadă înainte și după. Bam! Bun, și acum scoate iar ăsta de aici. Și cum ziceam, 144. Pac, pe aici puneva. Gata. Gata, șef. Bun, nu vrem să stricăm ce ne-am chinuit. Băi, deci nu aveți idee când m-am chinuit ca să... Cu luminile, cu alea, ca să vină bine. Ai de capul meu. Bun, deci ce vreau să facem astăzi? Vai, mi se face rău. Fiți atenți ce propun eu. Dacă ne iese, suntem baștani rău de tot. Bun. În primul și în primul rând, hai să ne uităm. Deci vrem, astăzi vrem să rezolvăm aici problema asta, da? Ca să ne fie clar dinainte ce vrem să facem astăzi. Bun, deci cu asta ne putem duce un picuț mai jos dacă insistăm neapărat pe treaba asta. Pa, 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 pa. Gândesc, lăsați-mă că gândesc. Bun, lăsăm pe încet ca să nu fie problemă foarte mare. Bun, și eu vreau un fel următor. Nu m-am uitat pe internet, deci o să trebuiască să o dăm așa după ureche oarecum, să vedem ce se întâmplă, cum se întâmplă. Vreau să facem așa, vreau să ștergem cât mai mult posibil. Păi mi se pare mie să e foarte tare jocul. Mi se pare că este extraordinar de tare jocul. Bun, deci delete, tot ce se poate delete. Mulțumesc, apreciez. Ok, și ideea este în felul următor aici. Vreau să mutăm frumusețea asta mai încoa. Ok. Trecă și pe mătăluță. O să trebuiască să ne facem niște... Nu, stai. Trebuiască să ne facem momentan niște drumuri de-astea de... ajutătoare. Ca să putem să mutăm chestiile, ui. Nu de alta, dar nu vreau să le șterg și după aia să le recumpăr, știți? Cam asta ar fi ideea generală. Bun. Cred că la tine nu prea contează foarte tare. Asta vreau să le șterg de acum. Că sunt pline săracele. Delete. Și nu vreau să mă chinui foarte tare. Ok, te mai mutăm și pe mătăluță pe aici. Mai avem pe cineva. Uite, pe tine. Și astea sunt niște fabricuțe. Ar cam fi frumos să le vedem care-i care. Hai că mutăm vacile săracele. Băi, erau vaci în interior, mă? What the hell? Ia uite-l și pe ăsta mort aici în câmp.
Are costum de Spider-Man pe el, mă? Frățică, ești ok? Prin screen. What the hell? Mamă, deci jocul ăsta e fantastic, mă jur. Deci jocul ăsta e genial. Deci cum pana mea sunt vacile? Cum să le iau, mă, ca să le prind în calmea frumos să ia? Mai dăm o dată cu soarele, că e nechine. Stai că am văzut aici o... umbrele dubioase, a? Ceva de genul ăsta așa, e. Poză. Poză, gata. Am terminat și cu poza asta. Bun, next, ce mai aveam? Asta, le mutăm și pe astea. Iar o să lăsăm văcuțele în mijlocul... Iep, dă-te pe play. Săracile văcuțe. Ce fac acum? De ce n-am putut să-l mut pe ăla acolo? Nu știu, je ne sepa. Eu speram să pot face chestia asta de jos în sus, dar mă rog. O am trăit și vedea. Bun, ce vreau să facem aici? Mă interesează să găsim o străduță de două benzi. În speranța că, na, poate e mai încăpătoare. De trei benzi cum arată, mă? Ar avea sens să mă chinui pe aici cu o stradă cu linie de autobuz, mă? Stau să mă gândesc. Noi avem vreun autobuz care să ajungă aici? N-avem, nu? Unde e stația de metro? Avem o stație de metro acolo. Am putea să venim cu un autobuz, o linie de autobuz de acolo, direct aici. Dar sincer să fiu cu voi, n-aș prea vrea... Fii atent cum facem. Ducem... Dă-mi un upgrade aici dacă poți. Facem doar așa un picuț, un picuț numai de linie dintre asta. Ok? De fapt, cred că am putea să ștergem. Băi, se supără ăsta pe noi, mă, dacă ștergem aici. Așa, mă, ca să am și eu frumos acolo linie curată, mă. Bun, ok. Deci asta una la mână. Doi la mână. Hai să ne uităm să vedem ce fabricuțe putem noi să trântim pe aici. Deci avem, la capitolul agricultură, avem clădirea principală de care trebuie să avem grijă și aia cred că o să o punem, sincer, probabil pe aici pe undeva și la fel și cu barăcile. Deci astea trei de administrativ, ca să zic așa. Bun, după aia începem cu fabricile. Avem flour mill, cattle sheds, milking parlor, slaughterhouse. Deci avem patru fabrici diferite, din care cred că avem una din fiecare cel puțin. Bun, hai să ne uităm cum arată. Milking parlor, flour mill... Cattle sheds, milking parlor, flour mill. Deci cât, stai mă, care sunt, mă? Mai zi-mi o dată, că am uitat de la una. Deci flour mill, da. Cattle sheds, cattle shed-ul, milking parlor. Slaughterhouse nu cred că avem. Da, slaughterhouse nu avem. Bun. Cum le organizăm? Le punem cu o străduță micuță? Cum ar trebui să facem chestia asta, că abar n-am. Hai să vedem cât de mari sunt. S-ar putea să fie o problemă. Da, du-te așa. Temporar. Cât de mare ești tu? Hai să le luăm la rând să vedem cum arată, cât de mari sunt. Tu odată. Flower mill la a doua oară. De mai așa un pic. Milking panu. Ăla e deja acolo. Cattle shed mai era. Care-i, mă, cattle shed? Ăsta. Cattle shed. Bun. Așa, și cea mai mare și mai imensă era asta. Slaughterhouse. Vai de capul meu! What the hell? Poate poți să fie atât de imensă. Cât e, mă? Nici nu cape pe asta, frățică. Fii atent. Nici nu știu să calculez. Ia, fii atent. Deci fără ăla de acolo, nu? Ia, stai așa. Deci fără ultima asta de aici înseamnă... Dumă cu din asta, că asta îmi place mai mult. Dă-mi read. Bam, 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 bam. 14 unități, mâncava sufletul vostru. 14 fucking unități. Ia, fii atent, putem să facem o aroganță de genul... De aici, așa, cumva. Ține bagle pe toate. Bam, 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 mersi. Băi, nene, băi, ești nebun. Ah,
Ok, hai să vedem. Bun. Mătăluță, mută-te la locul tău. Nu, 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 pe partea asta. Așa, mersi. Tu mută-te pe aici, pe neva. Come on, come on, nu fi pofi. Că te umfli. Și tu mută-te pe aici, pe neva. Ala-i tati. Bun, ștergem aici frumusețea asta. Venim cu drumul nostru magnific. Hai să vedem cât de aproape putem să-l ducem. Bă, am o întrebare. Am înțeles că există o chestie, emergency services. Am înțeles că există niște chestii numite seismic, nu știu ce. Small, nu știu ce, large emergency short radio mast, nu, tall radio mast. Ăsta, mă, earthquake sensor, nu? Tsunami warning. Cât de mici sunt astea, mă? Dude, cât de mici sunt. Dar tot nu mă ajută. Ca să extind curentul electric, mă, aia era problema. Ca să extindem un pic curentul electric. A, dar fii atent că nu mai avem nevoie de astea. Epic! De ce nu zice, mă, nimeni nimic? Bun, hai să vedem, dudule, până cât de mult. Dă-te doar la grind. Bine, și la unghi. Până acolo, tăticule. Bun, ok, și acum îmi zici tu mie că eu aș putea să vin aici cu imensitatea. Vai de mine. Vai de capul meu. Bun, ok, una la mână, doi la mână. Sincer, aș vrea câte una din fiecare, n-aș vrea să le bag pe toate. Cât de mare era asta, mă? Cât are înălțime? De 7 acolo, deci vreo 8. Hai să vedem aici. 2, 4, 6. 4, 6, 8. Deci de aici, dacă mă duc teoretic o strădusă, supra aproape până acolo, dar fără să intrăm în strada aia principală. Da, e bine, e bine. Bun, și acum la mătăluță aici jbam o dată. Ce avem, mă? Bam de două ori. Și ce mai intră aici? Hai să vedem. Intri, mă? Nu, ăsta nu intră. Tu intri, mă, aici? Nu intră nici ăsta acolo. Mesitățile vieții, frate. De două din fiecare, credeți că ar fi suficient? Nu, ce-am făcut, mă? Bun, deci milking parlor-ul vieții. Ok, și-a rămas asta în plus, nu? Ba nu. Păi sigur nu intrăm aici una din asta mică, mă? Bă, sunt convins că ar putea intra, mă. Ia, fiți atenți. Nu se poate să nu intre. Bă, ce făcui? Nu. Hai că mă, încă mă. A, e mai mare? Bă, ne... Să întrap. E sigur, mă, nu vrei să intre acolo. Uite, 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 la perfectă. Ah, nu. Dăm tăticule mâniei cealalt. Să fie, mă, asta mai mare. Bine, mă, hai că vă mut la loc, pana mea. Nu știu, asta sincer, nu știu câte, dacă are rost să le mai ținem sau nu, sau nu din susiere. A, de-aia nu voiam nimeni acolo? Nu înțelegeam eu care era șpilul. Bun, ok, și zici tu că, domnule, ar trebui să te ducem una mai încolo. Cât de mare ești, mă, tu aici? Deci 2, 4, 6, 8. Adică eu, spre exemplu, dacă vin de aici, pot să... Da. Da, deci cu 2 mai mult, practic. Adică fix exact paralel. Deci ăsta e așa. Ăsta așa, nu? Bun, hai să vedem. Ia. Dă-mi. Intram aici că n-am văzut. Merge cu una mai mic. Bă, Sky, bă, dar dă-o pui, băi. Chiar trebuie atât de eficient, mă. Da, mă, da. Și taci din gură. Bun, nu. Du drumul ăsta, fămi-l. Nu o să vrem după aia. Deci vreau așa ceva, da? Ca să știu să am linia de referință după aia. Bun. Păi atat-ati. Mută mai aproape, mersi. Tu mută mai aproape, apreciez. Bun, ia mai, hai să vedem. Mamă, la fix. Bun, perfect. Perfection, guys. Amazing. Nu vine să cred, guys. Și, ba-bam-bam, flour mill. Sunt foarte curios dacă o să ne iasă treaba asta. Sunt extraordinar.
Este, mă, 15, știam, eram sigur, Liberal Arts College Campus Area. Ok, interesant, Visiting Scholars, nu știu dacă mă interesează, am deosebit momentan. I love you long time. Este, mă, este, mă, Cryopreservatory. Towards the clinic deceased until the technology becomes available to revive them. Cryonics allows living matter to be preserved for extended periods of time. Bodies are lowered into underground nitrogen tanks, after which they temperature... What the fuck is that? Floating garbage collector. Lessens water pollution, so floating building must be placed on water. Băi, nene, băi, foarte fine. Deci în sfârșit, freaking... Winter market. Bun, deci crematoriu, dude, crematoriu... Dă-te înapoi. Așa. Deci crematoriu, foarte important, cel mai important. Și frumusețea asta de water treatment. Are water treatment. Ia, pune pauză puțin. O secundă. Și crematoriu, în primul și în primul rând, cel mai important, crematoriul. Dă-mi unei la sănătate. Bun. Dude, tu. Move. Bam, crematoriu. Aici, da? Bun, și după aia tu elimină de acolo, te rog, mersi. Așa, mai departe, crematoriu. Boom, fac. Bam, fix lângă, bam. Toate de acolo. Next. Deci ăla 1, 2, ok. Următorul aici, opa. Ce avem? What the hell? Hai, două secunde. Trebuie să fac aici o mică aroganță. Așa. Bam, crematoriu. Gata, poți dispar la loc, mersi. Ok, tu... Hai, scoate lumea de acolo. Se pare că există un mod care scoate în mod automat chestiile astea când zici mitirele. Le pune automat să se golească când se umplu. Dar nu știu sincer dacă mai vreau să ținem și mitirele în orașul nostru. Aș prefera să am doar crematoriu și atât. Ok, bun. Deci tu mă duci acolo. Golește și cred că ai tot, nu? Pa, mai avem un cimitir aici. Bun, mătăluță. Ia uite, ia uite ce frumos. Ia uite ce frumos. Bun, gata, tati. Deci am rezolvat problema asta aici. Bun, și acum cu apa. Deci ăsta ne tratează apa. Nu cu foarte mult, dar e mai ok decât dacă lăsăm. Bine, și cu astea presupun că ar fi superb. Ai nevoie să elimini apa, practic. Asta faci, nu? Și întrebare, deci purific 85%. Ok, deci deci ăsta ia locul astuia. Hai să vedem. Deci ăsta ziceam că scoate 120.000 versus 60.000. Bun, și tu cât scoți, mă? 160.000. Aha. Bun, 320 versus dublu. Băgam aici piciorul. Bun, deci pe mătăluță te scoatem acolo. Momentan cât trebuie să eliminăm, mă? Sewage production, sewage drainage, 205. Deci două din astea ar trebui să fie suficiente pentru tot orașul nostru în momentul de față. Și asta înseamnă că putem să le distrugem pe astea. Yes, please. Bănuți, bănuți, bănuți. Bun, și teoretic în momentul de față ar trebui să fie rezolvată problema noastră. Cum adică, mă? E legat, mă, acum? Bă, nu e legat, what the fuck? E așa. Băi, de ce-ți bagi, mă, de mine? Nu, mută-l de acolo. Mută-l că nu văd. Nu văd foarte bine ce se întâmplă și nu... Super. De noduri, frate. Come on, come on. Ia uite, mă. Ăla-i, mă, tăticule. Gata, m-am rezolvat-o și pe asta. Bun. Ok, perfect. Și o țeavă mică. Ăla-i tot. Era... Ok, nu înțelegeam eu ce Dumnezeului... Nu-s paralele, mă, ce... Doamne, iartă-mă.
Nu pot să-mi imaginez operating normal. Gata, mă. Ok. Scoate apa albastră acum, nu mai scoate apă gri. Bun, frumos, hai că am rezolvat și treaba asta. Hai să ne uităm, deci din nou. Hai să ne uităm aici. Cum e cu tratamentul? Tic, ăla e, mă. Frumos, 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 frumos. Așa, ce facem aici? Tu. Perfect, amundo. Ok, trecem și pe ăsta de acolo, te rog. Bun, și acum facem în felul următor. Deci, în primul și în primul rând, drumurile astea sunt nasoale rău de tot. Vă zic de acum, n-avem șanse să le rezolvăm prea mult. Mă gândesc dacă să ne chinuim cu industrial sau nu. Nu știu dacă are rost să le upgradăm la... Îmi zice, mă, viteza pe undeva? Ideea este că sunt mai ieftin de întreținut asta, știți? Cam asta ar fi... Ok, bun, hai să-mi zicem, treacă de la noi. Deci am făcut industrialul ăla acolo. Ok, și după aia avem nevoie să mutăm prostiuțele astea undeva. Deci am 4x3. 4x3 înseamnă... Pic. Deci teoretic ar trebui să-l pun aici, dar hai să vedem dacă merge pus aici. Două secunde. De curiozitate, mergi, mă, mutat acolo. Oh, tătic. Epic, maxim. Bun, câte să punem, mă? Să punem vreo 3, poate? Ceva de genul ăsta? Stai să ștergem, să facem frumos de la... Ăla-i tati. Bun. Ok, next one. În partea asta aici, mersi. Iarăși aceeași chestie. Am aici un bam. Ok. Nu. Nu șterge. Bun, deci tu intri acolo fără niciun fel de problemă. Perfect. Ok, și mai departe. Ce-l fai cu oi, mă? Așa. Fier, ar tu vii fix în intersecția asta aici, mă? Nu știu dacă îmi convine. Hai că un 3 și vom vedea. Bun, ok, deci am zis că 3, da? Deci 2, 3, până în punctul ăla de acolo, frumos, așa. Nu, come on. Ștergem după aia. Vai ce mă irită când fac prostia asta. Când jocul face prostia asta, nu eu, bineînțeles. Eu sunt un înger, n-aș putea să face prostii vreodată. Bun, perfect. Ok. Bun, și aici jos să facem un fel următor. O să ne chinuim cu prostiile astea. Da? Hai să vedem. A, nu suntem în zona industrială, momentan. Care era, mă? Tu. Așa, vede că da. Nu ne interesează să fie ceva extrem. Bun, și hai să vedem aici cât de aproape putem. Practic pot să-l duc direct în... Vai de mine, cât de șmecher. Bă, sigur, mă, aici nu poate lumea. Uite, arată ca și cum ar fi o legătură acolo. Oare lumea poate să intre direct de pe stradă, mă? Cât de fain ar fi. Ok, unul din ăsta micuț, mersi. Bun, și știm că ar mai merge unul aici jos. Acum întrebarea este cât de eficient ar fi treaba. Unul intră la mare. Deci, gen mătăluț. Ăla e tata. Bun, și toată asta pe partea asta, știți ce? Vreau să mă duc cu greenhouses. Vreau să mi se pare că ar arăta foarte fain cu greenhouses. Ăla-i tata. Bun, și în partea asta ceva identic, să vedem dacă ne iese sau nu ne iese. Iar așa aceeași chestie, mută acolo, te rog. Facility empty. What, where? The tick! Da, bulldoze. My friend bulldoze. Bam! Yes! Foarte tare. La fel și la tine? Tu cât mai ai? What the hell? Și ăsta ce face, mă? Nu se mișcă? Nu te duci, mă, la ăsta aici? Ok. Cred că ăla era mai gol decât restul, mă, că l-ai fi pus ultimul. Bun. Epic.
Ok, momentan ceva de genul ăsta. Încă una mică, te rog. Așa, și încă una imensă. Mai avem... Nu. Nu mai avem nimic imens. Bun, deci atunci de aici dăm asta. Voilà.